lansate și o să lansăm foarte scurt, în 2-3 minute, atât eu cât și Denisa, cărțile care n-au avut lansare, dar sunt noutăți și sunt de găsit în stand. Ce părere ai de așa idee? Ideea e bună. Nu știu dacă avem toate cărțile aici pe care voiam să le prezentăm. V-aș recomanda cartea Tatianei Niculescu, tot s-a vorbit de Tatiana și bine s-a făcut că s-a vorbit, îmi place această abordare impersonală. S-a scumpit carnea singură. Deci Nopțile Patriarhului. Este o carte despre, aparent, despre suferința lui Teopis și despre ultimii ani și ultimele luni și ultimele zile, dar e de fapt o foarte bună frescă a ceea ce înseamnă scenă politică, religioasă, rețea de complicități, de interese, păienjenii și de relații, nu toate în regulă, luptă pentru putere, insidiozități, toate mecanismele și toate reglajele și dereglajele puteri în sânul bisericii, nu tocmai ortodoxe române, ca să zic așa, că nu degeaba în alt prea fericitului îi se spune uneori exagerat de satisfăcutul. Aveți aici o explicație. În regulă, da. Eu dacă am făcut umanul, trebuie să prezint o carte cu conținut matematic, da? Pietro Greco, povestea numărului pi și vă rog să vă păstrați o mimică serioasă, pentru că suntem la Humanities News, nu în altă parte. Este o carte care, cu sprijinul unui anumit partid, a urcat spectaculos în clasamente. El a avut o detentă neașteptată după proba de cultură matematică a fostului premier, care între timp a învățat litera Q, că suntem la Humanitas News, deci povestea numărului pi, care cred că este un top 10 în orice caz. E undeva, era pe locul 7, mi se pare, la bătaie cu alte cărți care n-au avut parte de aparatul critic al Gheoricăi Dăncilă. Continuă.